Salutare dragii mei abonați și neabonați ai canalului meu de YouTube. În acest video o să fac un unboxing la perechile de încălțăminte pe care le-am primit de la Benjamin. Sau Benjamin, depinde cum vreți voi să-i spuneți. Mai puțin o secundă să facem chestia mai... Așa, mai bine. Bun. Să-mi dacă pot să mă descurc cu o mână. Nu știu ce n-am tăiat foaia așa mai devreme. Puteam să fac asta fără să filmez. Dar nu mai era un unboxing. Așa. Am două perechi de șuzi venite. Să vedem. E ciudat să vede că mă uit mereu în ecran, loc să mă uit în camera. Tara, stickere cu Benjamin, benjamin.ro, ochelari, asta mi-a pus Sergiu, mulțumesc mult Sergiu, și șreturi, când te-am rugat frumos să-mi primiți. Oh, ați făcut și de astea. Sunt foarte tare, trebuie să fac și eu cu nose and tail. Și șreturi albe, din nou. Să vedem noi. Mamă, mi-a pus Sergiu, nu glumă. Deci asta este prima pereche pe care mi-am ales-o. Am zis să-mi iau tot de la cai pentru că ultimele două perechi pe care le-am avut au fost la cai și au ținut mult mai mult în talpă. Eu fac foarte mult walk the dog în freestyle și se duce foarte repede talpa la mine. Și am observat că la cai țin de două ori, poate chiar de trei ori mai mult decât la circa, de exemplu. Pentru freestyle. Și am ales să merg cu Lacai de data aceasta. Deci asta este prima pereche de Lacai. Frumoase. Cred că mai sunt și aici insigne. Ok. Și mai am aici o pereche de la DVS. Acesta nu am luat-o în mod special să mă dau pe skate, dar am luat-o pentru că era singura pereche mărimea 41 și știu sigur cât de greu este să găsești o pereche de încălțăminte pentru iarna. Așa că am luat-o de pe acum. Acum când o să mai plouă sau o să mai ningă, să am acest skate shoes care, să fiu sincer cu voi, dă mai mult spre bocanci, așa, dar sunt fain pentru că nu o să mă mai aud la picior, că mi s-au luat în fiecare iarnă să am skate shoes și să mă fac flash, că oriunde merg. Așa că de asta i-am luat mai mult pe aceștia. Și sunt chiar tari. Uite, au și șireturile puse ăștia. Sunt chiar tari. Cred că e prima pereche mai butoconoasă în stilul ăsta pe care am luat-o de la Benjamin pentru un purtat. Și asta este cam tot ce am luat acum. Mulțumesc din nou, Sergiu, pentru șireturi. Și pentru sticker și pentru tot ce mi-ai trimis. Mulțumesc Benjamin.ro pentru tot sprijinul pe care mi l-ai acordat toți anii ăștia și încă mi-l acorzi. Întotdeauna sunt entuziasmat de fiecare dată când fac o comandă să-mi vină o pereche nouă de încălțăminte. Consider că un sponsor la încălțăminte este printre cei mai importanti sponsor pe care îi poate avea un skater. Pentru că shoes-ii se rup cei mai repede. Și sunt și scumpi. Poate câțiva dintre voi o să mă întrebați dacă mi-am renovat camera. Voiam să fac o surpriză chestia asta, dar o să vă arăt doar așa puțin. Da, am renovat camera, dar o să fac un video nou la camera mea. O să vreau să fac unul nou-nouț, pentru că mi-am schimbat niște chestii aici pe acolo și chiar vreau să fac un video. Asta e faza. Așa că, da, dacă vreți încălțăminte ieftină, găsiți pe Benjamin, știți deja chestia asta. Probabil ați văzut și la mine pe skateshop-ul meu, nozentel.ro, dacă intrați la categoria încălțăminte. Eu nu am încălțăminte, dar vă redirecționează către benjamin.ro pentru că acolo găsiți perechile de încălțăminte. Iar pe viitor, dacă voi aduce și eu încălțăminte, cu siguranță această încălțăminte va fi luată tot de la benjamin.ro. Pentru că suntem prieteni de atâția ani de zile și m-a ajutat atâtea ori. Încât este logică treaba asta. Deci, și plus asta că o să am aceleași prețuri faine ca și la el, dacă ar fi să fie. Că sunt cele mai ieftine din țară și chiar sunt super ok. N-aș vrea să mai fac un spoiler sau așa de genul. Cred că încheie aici acest video. Sper că v-a plăcut unboxing-ul meu. Și, na, cam asta a fost
mini vlogul de astăzi. Peace. Ah, am uitat să vă zic, nu prea am mai postat pentru că nu am placă. Am, în momentul de față am placa ruptă, cea pe care am folosit-o la campionat și marți îmi vin plăcile de freestyle noi și până atunci nu prea am postat că nu prea am ce să mă dau freestyle. Și am avut o pauză, dar o să încep acum să filmez chestii noi. Am chestii în plan. Hai, salutare!